deces din cauza căldurii înregistrat la Iași. Un bărbat în vârstă de aproximativ 50 de ani a fost găsit prăbușit pe stradă cu hipertermie severă. Omul, care avea o temperatură de peste 42 de grade, a intrat în mod repetat în stop cardiorespirator. Manevrele de resuscitare aplicate de cadrele medicale nu au mai avut efect și a fost declarat decesul. Pacientul a ajuns în această dimineață la medicina legală pentru stabilirea cauzei, dacă este vorba doar de hipertermie sau dacă este vorba de o altă cauză care secundar să fi dus la hipertermie, poate fi o cauză cerebrală, poate fi o cauză cardiovasculară. La Iași, în ultimele 24 de ore, au fost înregistrate mai multe cazuri de hipertermie severă, dar, din fericire, pacienții au avut o evoluție favorabilă. Medicii avertizează că în această perioadă cu temperaturi caniculare trebuie luate măsuri pentru protejare. E important să se consume foarte multă apă, apă cu săruri minerale, să se evite expunerea la soare și mai ales efortul, fie că e vorba de sport, fie că este vorba de munci în agricultură sau în construcții, între orele 11 și 16. Consumul de alcool nu este recomandat. Pacienții care au boli cronice trebuie să-și continue tratamentul și să-l ajusteze în funcție de starea pe care ei o au acum în timpul caniculei. Potrivit medicilor, temperaturile crescute chiar și pe timpul nopții provoacă epuizare termică. Netratată la timp, epuizarea termică evoluează spre forme clinice severe, ce pot merge până la șoc termic și deces.